ziua! Astăzi continuăm să studiem modulul funcții continue pentru clasa 11 a profil real. Suntem la lecția a doua. Subiectul lecției de astăzi este funcție continuă pe o mulțime, continuitatea la stânga, continuitatea la dreapta. Definiții. Fie funcția f din E în R. Funcția f continuă în orice punct al unei mulțimi a din E se numește continuă pe mulțimea a. În cazul în care a este egală cu e, în loc să spunem că f este continuă pe tot domeniul său de definiție, putem spune mai simplu că f este o funcție continuă, fără a mai menționa pe care mulțime. Fie funcția f definită pe e cu valori în R, e este o submulțime din R, și x0 care aparține lui e, un punct de acumulare pentru mulțimea e cu minus, care este egală cu e, în intersecție cu intervalul minus infinit, x0, care e egal cu toate valorile lui x, x aparține lui e, și x este strict mai mic ca x0. Funcția f se numește continuă la stânga în punctul x0, dacă în x0 există limita la stânga f de x0 minus 0 și limita la stânga f de x0 minus 0 este egală cu valoarea funcției în punct, cu f de x0. Exemplu, f din R în R, f din x egal cu x plus 1 dacă x este strict mai mic ca 0, f de x egal cu 1 dacă x este egal cu 0 și f de x egal cu minus x pătrat dacă x este strict mai mare ca 0. Calculăm limita la stânga în 0 și va fi limita când x tinde la 0 cu minus al lui x plus 1 care este egal cu 1. Limita la dreapta în 0 va fi limita când x tinde la 0 cu plus al lui minus x pătrat. În loc de x înlocuim valoarea 0 și obținem 0. Și f de 0 egal cu 1. Limita la stânga egală cu valoarea funcției în punct și egală cu 1. De aici rezultă că funcția este continuă la stânga în x egal cu 0. Să studiem graficul. Avem sistemul de coordonate. Dacă x primește valori mai mici ca 0, noi avem o dreaptă, x plus 1, crescătoare și vedem dreapta. În x egal cu 0 primim valoarea 1 și avem, dacă x primește valori mai mari ca 0, avem o parabolă cu ramurile în jos, dar începe de la 0. Și vedem că funcția este continuă doar la stânga, apoi se întrerupe și primește altă valoare și continuă în calitate de o parabolă. Fie funcția f din e în R este includă în R și x0 aparține lui e, un punct de acumulare pentru mulțimea e cu plus, care e egală cu e în intersecție cu intervalul x0 plus infinit, care e egal cu toate valorile lui x, x aparțin lui e, în care x este strict mai mare ca x0. Funcția f se numește continuă la dreapta în punctul x0, dacă în x0 există limita la dreapta, f de x0 plus 0 și această limită este egală cu valoarea funcției în punct. Adică f de x0 plus 0 este egală cu f de x0. Exemplu. F din R în R, f din x egal cu cosinus x dacă x primește valori strict mai mici ca 0, f din x egal cu 2 dacă x este egal cu 0 și f din x egal cu sinus de 2x supra lui x dacă x primește valori strict mai mari ca 0. Calculăm limita la stânga în 0. Și va fi limita când x tinde la 0 cu minus al lui cosinus de, cosinus de x. Înlocuim în loc de x 0 și va fi cosinus 0 care e egal cu 1. Limita la dreapta în 0 este egală cu limita când x tinde la 0 cu plus. Și ca să putem calcula limita, eu împart sinus de 2x supra lui x la 2 și înmulțesc în același timp cu 2. Sinus de 2x pe 2x când x tinde la 0 în limită este limita remarcabilă și este egală cu 1. Și va fi 1 ori 2, care e egal cu 2. F de 0 e egal cu 2. Ce observăm de aici? Că limita la dreapta în 0 este egală cu valoarea funcției în punctul 0 și este egală cu 2. De aici rezultă că funcția este continuă la dreapta în x egal cu 0. Graficul funcției. Avem cosinusoida până la 0. În 0 primește valoarea 2. Și dacă x este mai mare ca 0, avem iarăși o curbă
sinus de 2x împărțit la x. Vedem că funcția este continuă la dreapta, adică valoarea funcției în punctul 0 este egală cu limita la dreapta în acest punct. Observați! Funcția f din E în R, unde E este o submulțime a lui R, este continuă în punctul x0 care aparține lui E. x0 este un punct interior mulțimii E. Dacă și numai dacă E este continuă și la stânga și la dreapta în x0. Dacă E este egal cu segmentul AB, atunci problema continuității la stânga în punctul A și respectiv la dreapta în punctul B nu are sens. În plus, funcția f definită pe segmentul AB cu valori în R este continuă în A, respectiv în B, dacă și numai dacă f este continuă la dreapta în A și în cazul al doilea, respectiv la stânga în B. Avem o linie continuă unde se folosesc liniile continuă. Am propus un exemplu de arte. Exemple. Studiați continuitatea funcției în punctele de ramificare. F din R în R, f din x egal cu x pătrat plus 3 dacă x aparține intervalului minus infinit 1, f din x egal cu 2 la puterea x minus 2 dacă x aparține segmentului 1, 2 și f din x egal cu x dacă x aparține intervalului 2 plus infinit. Calculăm limita la stânga în 1. Vedem că avem două puncte de ramificare, 1 și 2. Limita la stânga în 1 este limita când x tinde la 1 cu minus al lui x pătrat plus 3, înlocuim în loc de x 1 și obținem 1 plus 3 care e egal cu 4. Limita la dreapta în 1 este egală cu limita când x tinde la 1 cu plus al lui 2 la puterea x minus 2. Înlocuim în loc de x 1 și obținem 2 minus 2 care e egal cu 0. F de 1 e egal cu 0. Observăm că limita la stânga care e egală cu 4 nu este egală cu limita la dreapta care e egală cu 0. Dar limita la dreapta este egală cu valoarea funcției în punct. De aici rezultă că f este discontinuă în x egal cu 1. Limita la stânga în 2 este egală cu limita când x tinde la 2 cu minus al lui 2 la puterea x minus 2. Înlocuim în loc de x 2 și obținem 4 minus 2 care e egal cu 2. Limita la dreapta în 2 este limita când x tinde la 2 cu plus al lui x și înlocuim în loc de x 2 și obținem valoarea 2. F de 2 egal cu 2. Limita la stânga, observăm că toate 3 valori le-am obținut 2 și limita la stânga în 2 este egală cu limita la dreapta în 2 și este egală cu valoarea funcției în punctul 2. Deci rezultă că f este continuă în x egal cu 2. La răspuns vom scrie f este discontinuă în punctul 1 și este continuă în punctul 2. Pe noi ne-au întrebat continuitatea funcției, de aceea le răspundem despre continuitate. Cu toate că, dacă să luăm în punctul 1, funcția este continuă la dreapta, că vedeți, limita la dreapta este egală cu valoarea funcției în punctul 1. Următorul exemplu. Studiați continuitatea laterală a funcției în punctul x egal cu 3. Să fim atenți, dacă ni se cere continuitatea laterală, trebuie să răspundem de limita la de continuă la dreapta sau continuă la stânga. F din R în R, f din x egal cu x pătrat minus 4 dacă x este strict mai mic ca 3. F din x egal cu 1 dacă x egal cu 3 și f din x egal cu logaritmul în baza 2 al lui x minus 1 dacă x este strict mai mare ca 3. Rezolvare. Limita la stânga în punctul 3 este egală cu limita când x tinde la 3 cu minus al lui x pătrat minus 4, înlocuim în loc de x 3 și va fi 9 minus 4 care e egal cu 5. Limita la dreapta în 3 este egală cu limita când x tinde la 3 cu plus al lui logaritmul în baza 2 din x minus 1, înlocuim în loc de x 3 și obținem logaritmul în baza 2 din 2, care este egal cu 1. F de 3 egal cu 1. Observăm că limita la stânga care e egală cu 3, limita la stânga în 3 nu este egală cu limita la dreapta în 3, dar limita la dreapta în punctul 3 este egală cu valoarea funcției în punct. Deci rezultă că funcția este continuă la dreapta în punctul x egal cu 3. Răspuns, f este continuă la dreapta în punctul x egal cu 3. Următorul exemplu. Determinați punctele de discontinuitate și calculați în aceste puncte saltul funcției. F din R în R, f din x egal cu cosinus x dacă x este strict mai mic ca pi pe 2,
f din x egal cu 1 dacă x este egal cu pi pe 2 și f din x egal cu x minus pi pe 2, totul la puterea a doua, când x primește valori mai mari ca pi pe 2. Continuăm să calculăm limitele. Limita la stânga în pi pe 2 este egală cu limita când x tinde la pi pe 2 minus 0 a lui cosinus x. Înlocuim în loc de x pi pe 2 și obținem cosinus de pi pe 2 este egal cu 0. Limita la dreapta în pi pe 2 este limita când x tinde la pi pe 2 plus 0 și va fi x minus pi pe 2 totul la 2, înlocuim în loc de x pi pe 2 și obținem 0. F de pi pe 2 este egal cu 1. Limita la stânga în pi pe 2 este egală cu limita la dreapta în pi pe 2 pentru că ambele sunt 0, dar nu sunt egale cu valoarea funcției în punctul pi pe 2. Deci rezultă că x egal cu pi pe 2 este punct de discontinuitate de speța 1. Limitele există, sunt finite, dar nu sunt egale cu valoarea funcției în punct. Calculăm saltul funcției. Limita la dreapta f de pi pe 2 plus 0 minus limita la stânga f de pi pe 2 minus 0 este egal cu 0 minus 0, care este egal cu 0. Saltul funcției este 0. Răspuns. X egal cu pi pe 2 este punct de discontinuitate de speța 1, iar saltul funcției este 0. Exemplul 4. Fie a un număr real și funcția f din R în R. F din x egal cu x pătrat dacă x este strict mai mic ca 1, f din x egal cu a dacă x egal cu 1 și f din x egal cu 3 minus x dacă x primește valori strict mai mari ca 1. Studiați continuitatea funcției în punctul 1, discutând după valorile parametrului real a. Limita la stânga în 1 egală cu limita a lui x pătrat când x tinde la 1 cu minus și obținem 1. Limita la dreapta în punctul 1, luăm limita când x tinde la 1 cu plus a lui 3 minus x, înlocuim în loc de x 1 și obținem 2. F de 1 egal cu a. Dacă limita la stânga în 1 este egală cu valoarea funcției în punct, atunci egalăm 1 cu a. Și dacă a egal cu 1, funcția este continuă la stânga în x egal cu 1. Dacă limita la dreapta este egală cu valoarea funcției în punct, atunci a va fi egal cu 2. Și de aici va rezulta că f este continuă la dreapta în x egal cu 1. Dacă a aparține lui r fără aceste două valori 1 și 2, funcția f nu este continuă nici la stânga, nici la dreapta lui 1. La răspuns, așa și scriem. Pe noi ne-au întrebat continuitatea funcției în dependență de valorile parametrului real. Și așa și scriem, pentru a egal cu 1, funcția este continuă la stânga în 1. Pentru a egal cu 2, f este continuă la dreapta în 1. Pentru a, orice valoare, care primește orice valoare reală în afară de 1 și 2, funcția f nu este continuă nici la stânga, nici la dreapta lui 1. Și încheie lecția cu un citat. Ce ne ajută continuitatea în viață? Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibru, trebuie să continui să mergi înainte. Albert Einstein. Ne întâlnim la lecția următoare. La revedere!